Vă salut, prieteni mincinoși, sunt THL și vă invit, ca de obicei, la o porție generoasă, zic eu, de pescuit. Am zis, hai să facem noadă, hai să facem o atracție pentru peștii mai mici. Dacă Doamne ajută, vine și un dulap, asta e, să fie primit. Deocamdată, hai să facem noadă. Avem de la Coco Popescu, prietenul nostru și colaboratorul nostru de la Car Discount, niște nadă cu aromă de usturoi. Până acum v-am obișnuit că am mers pe aromă de strawberry, de căpșună, dar acum am zis să schimbăm. Poate că reușim să facem un pic de selecție și cu ajutorul aromei. Adică să punem o aromă puțin mai puternică, o aromă mai tare, mai dură, la care adăugăm aceste pelete, da? Se vede din făină de pește, deci îi dăm un grad de atracție mai mare, da? Și mergem pe făină de pește pentru peștii, teoretic, mai mari. Să vedem. Începem cu un kil de nadă și cam 250-300 de grame de pelete. Mergem cu un aditiv de usturoi, deci cu o aromă de usturoi, să bustăm un pic aroma, dar tot la fel, punem nu foarte mult, cam, uitați, să zicem un sfert din flacon și apă. Avem găletușa. Pun un pic mai multă apă și am să vă spun de ce. Pentru că pescuim cu 4 lansete și vreau să am destulă nadă să nu mai fac până diseară în cotură. Și atunci, uitați, e foarte, foarte moale. Și mai pun încă un kilogram de nadă. Am gândit-o de la început să fie așa. Plin de viespă lângă mine, asta e. A fost anul viespilor, din păcate. Ne-au tot înțepat. Pe seceta asta, pe căldură, au cam luat o raznă, dar asta e situația. Punem direct un kilogram, eu mai am încă 2 kg, deci, așa cum vă spun de obicei, dacă cumva aș greși dozajul, n-ar fi neapărat o problemă, pentru că am cum să revin și să fac nada să fie exact cum vreau eu. O să o fac un pic mai nisipoasă, cum spune Coco. Priviți că această nadă și are un mare avantaj. Are bucăți de porumb mari, boabe de porumb, care rămân pe substrat. Restul de nadă, fuiorul respectiv, prăfăria, se topește, dar peletele, bucățile de porumb, semințele care sunt un pic mai mari, rămân pe substrat. O să mai am nevoie să pun un pic de apă, un pic de pelete și un pic de aromă. Încă 100 de grame de pelete. Se vede în pungă cât am pus. Mai punem un pic de aromă, un pic, un pic, un pic, un pic. Și venim cu apă. Acum mai cu seriozitate așa, adică nu mai aruncăm, că nu vreau să fac mai mult de 2 kg de nadă. Hai să las apă aici. Exact ce trebuie. Am nimerit-o. S-a făcut ca o pastă. Este foarte ok. Cât mai trage, mai sunt zone în care mai e praf, dar o să o amestec eu foarte bine. Uitați ca idee, bloc de nadă, super ok, super bun, miroase nemaipomenit. Cum vă spuneam, boabe mari, punem pănăditoare și reîncepem să pescuim pe dinoleic. Eu zic că o să luăm și ceva mai împănățel, așa să fie, mai mare, mai solid, ca să avem ce să vă arătăm. Pentru că lacul are posibilități mari, este un lac extraordinar, cu care lucrăm anul acesta, la emisiunea Mincinoșii, pentru că noi lucrăm cu cei mai buni, e normal. Mincinoșii, pește mare și mult. Rămâneți alături de noi!
Bine v-am regăsit, dragi prieteni mincinoși. De această dată suntem cu Florentin Petre la Dino Lake. Florentin, mult sport de performanță. Spune-mi dacă tu consideri că pescuitul este un sport. Da, din punctul meu de vedere este un sport, un sport în care îți poți etala, depinde la ce nivel te încadrezi, îți poți etala aptitudinile dobândite în timp ca și pescar, depinde la ce nivel vrei să ajungi. Eu am învățat tot timpul, bine, pe deci paralel. Deci e și știință. E și știință. Păi fără știință, e strategie, știință, tactică, tot ce vrei. Dacă nu știi, de exemplu, ajungi pe baltă sau pe oricare baltă, trebuie să fii informat din toate punctele de vedere. De la nadă, fire, scule, lansete, mulinete, depinde la ce nivel vrei să te încadrezi ca și performanță. Sportul a progresat foarte mult din punct de vedere tehnologic. De la faptul că voi vedeți adversarii, faceți scouting, știu ce-i joacă. Materialele, ghetele cu crampoane au fost din ce în ce mai ușoare, mingile, până da. Și tricourile respiră mai bine. Da. Totul s-a schimbat da. În timp. Din momentul în care tu te-ai apucat de pescuit și vreau să ne spui când te-ai apucat, până acum, cum a evoluat pescuitul? M-am apucat de mic de pescuit, chiar suntem în zona unde eu am copilărit. În Popești de Ordeni, Popești de Ordeni. Vă dați seama, ne adaptam la momentul ăla. Am prins perioade când pe timpul lui Ceaușescu mergeam la pescuit cu vargă ruptă din trestia de zahăr pusă de tata în spatele curții, luată la foc, încălzită, să poți să o îndrept, râme, viermuși și alte momente atunci. Cu timpul am avut noroc să dau de oameni care, într-adevăr, m-au învățat din tainele pescuitului. Nu sunt eu la un nivel foarte, foarte ridicat. Lasă, nu fii modest, pentru că am văzut, știi tot ce se întâmplă. Da, am învățat. Ce înseamnă nadă, care da, sunt, de unde da, sunt, da, cum sunt da, mulinetele, ce fel de gută, cum da, sunt bețele, da, simți da, cam tot. Da, le-am învățat pe parcurs, fiind un hobby al meu, pe lângă raliurile unde am și mers în competiție. Pescuitul este modelul sau modul mai mult de a mă relaxa în momentul când acumulez o oboseală mai mare. Vin, mă relaxez, într-adevăr mă pregătesc foarte bine. Am trecut de la râmă, viermuș și boabă de plastic. Bine, le mai folosesc la următorul nivel, la bile, la pop-up-uri, gânditoare. M-am împrietenit cu Gheran, cu prietenul meu, producător de nadă, scule și fel și fel de lucruri care pe mine mă ajută. Deci cumva natura ta de sportiv, de performanță, te duce către performanță și aici. Te mănâncă, nu poți să te duci pe baltă să prindă cel din dreapta ta, cel din stânga și tu nu. Îți dai seama că pentru mine, în general, viața a fost o competiție și antrenamentele, meciurile, nu mai spun, pregătit din toate punctele de vedere. Și, într-adevăr, există o competiție, ori că o fac cu mine, ori cu ceilalți de pe baltă, unde, într-adevăr, vreau să câștig. Ai prins ceva mai devreme un caras foarte frumos, da, apoi da. Un crab foarte frumos. Da, da. Ai ajutat prietenul Florin. Și colegul Florin Cernat. Dacă el era servantul, acum eu, ai fost tu cel care l-ai ajutat. Da. Cum a fost cu lucrarea asta? Îți dai seama, am jucat foarte mult timp împreună. În general, când joci la un nivel foarte ridicat, te adaptezi foarte repede la orice situație. Iar în situația de față, ne-am uitat unul la altul, ne-am înțeles din priviri, el cu minciocul. Deci v-a simțit ca pe terenul de fotbal. Bineînțeles, dacă el pe teren, atunci mi-e dădea pase foarte, foarte bune, iar eu trebuia să marc sau să aduc concentrare în fața porții unde atacantul central trebuia să înscrie. Acum a fost invers. Spune-mi, te rog, ai jucat și în alte campionate, ai jucat în Ungaria, ai jucat la Tere Cruzne. Cea mai mare captură la pescuit, dacă a fost în România sau afară? România. În România. Am prins pe la prietenul nostru Vlad
Parfene la Tâncăbești, am prins un ten undeva la 19 kg și ceva. Și de atunci, da. Deci ai fost aproape de 20? Am fost aproape de 20, fost la un pas. Atunci nu știam foarte multe lucruri despre pescuitul la boilies și la nadă și la montură. Atunci cred că a fost un noroc de la Dumnezeu ca să mă întărească și să mă... Norocul pescar. Da, da, da. Mi-ai spus că ai pescuit în Bulgaria niște condiții speciale. Povestește-ne puțin cum a fost. Da, soția mea bulgaroaică m-a dus într-o zonă foarte frumoasă din Bulgaria, undeva la Goțedelcev, și am avut posibilitatea să pescuiesc într-o carieră de marmură, unde era un lac frumos cu o adâncime, pleca 15, 30, 45 de metri avea apa, apa era albastră. Vă dați seama că eu când am ajuns acolo, toată momeala și tot ceea ce înseamnă pentru pescuit, mi-am luat de acasă, nu că n-aș avea încredere în ei, că în general știu că majoritatea pescarilor buni, mai ales cei de concurs care activează în Bulgaria, vin și iau nadă de la noi, cu toate că în timp și-au rezolvat și ei problemele astea. Și am avut o partidă senzațional de frumoasă, unde crapii s-au comportat altfel decât știam eu. Nu știu ce creștere au avut. Pot să fac o paralelă. Deci nu erau niște crapi foarte mari, dar foarte bătăioși? Foarte bătăioși, undeva între crapul de Dunăre al nostru cu ceea ce aveau ei. Ce acum. Ai prins tu mai devreme? Ce am prins eu mai devreme, da. Chiar am rămas plăcut, impresionat și balta, n-am fost niciodată până acum aici, este foarte frumoasă și cu drag o să vin pe viitor, e mai așa aproape de casă. Vorbeam mai devreme de tricoul tău, ai un tricou cu o minge de basket și mi-ai spus, dom'le, eu am vrut la basket, dar nu m-a ajutat înălțimea. Știu că ai prieteni între basketbaliștii de la Dinamo din perioada în care mergeai acolo. Da, 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 am avut. Și că ai avut o peripeție. Cu Sandu Vinereanu eram prieteni, ne vedeam aproape zi de zi. Am avut o peripeție cu... Ce ai pățit cu Titi Popa? Cu Titi Popa a fost un moment haios. Eram la juniorii la Dinamo. Deci de-abia venisești. Doar ce aveam 12-13 ani. Cred că eram și mai mic de înălțime. Nu foarte mult, că oricum sunt mic de înălțime. Și mergeam spre stadion să mă antrenez. Că spunem că Titi are 2,20 m. 2,20 m, dar și la un moment dat m-am lovit cu fruntea de ceva. Și nu înțelegeam de ce, că nu aveam cum la înălțimea aia, de ce să mă lovesc, nu era niciun stâlp, nu era nimic. Și la un moment dat și am luat de la Adidas de jos, am văzut undeva la un 54, probabil. Cam așa, 54, și am luat-o și am ajuns la un moment dat, mă uitam în sus, nu venea să crezi, zic, mă scuzați, nu, că m-am lovit, am dat cu fruntea în fesa. Și ce a zis Titi? Titi zice, bă, băiatule, ai grijă pe unde mergi, că dacă îți dau un șut în fund acum. Zic, lăsați că îți dau doar ce v-am lovit eu. Titi a făcut o carieră mare ulterior, a fost foarte aproape de NBA, a ajuns însă la Maccabi, unde a jucat multe sezoane. De apreciat că... Jucător mare, culmea pe care l-am în România. Da, noi de la junior mai mergeam și încurajam tot timpul. În momentele alea noi veneam la voi veneați la basket, la handball, la rugby, eram prieteni, eram împreună. Nu știu dacă se mai întâmplă asta la Dinamo acum, tu acum ești la Brăila. Da, da. Spune-mi cum e și cum sunt eforturile unei echipe de ligă inferioară de a trece peste perioada asta, cu teste, cu carantină, cu tot ce este impus de DSP și de Ministerul Sănătății. Da, într-adevăr, să antrenezi și nu numai la Liga 3, de exemplu, și pentru Liga 1 este destul de complicat să ții ritmul acesta, pentru că, dacă sunt să ne gândim, nu sunt foarte mulți bani și aia care sunt trebuie să-i dăm pe teste. Mi se pare un lucru normal ca în momentul când intri în competiție, ca toată lumea să fie sănătoasă, să nu existe posibilitatea de a ne infecta cu acest virus. Din ce văd, totul se organizează, dar pe bani foarte, foarte mulți. Și cu siguranță, ligile inferioare, Liga 3 sau Liga 4, sunt echipe care nu-și permit, nu o să-și permită să continue această perioadă. Rămâne la capitolul bani și vreau să te întreb, pentru că soția e destul de departe, câți bani bagi în pescuit? Nu spun. Mă aud de care urechea. Nu te aude, că e la mult, mai mare mult, distanță. Mult. În momentul când vrei e să adevărat ajungi... că
ăștia, cum numim noi acum aici, crăparii, se mută cu casa când pleacă la pescuit 2-3 zile? Bineînțeles, pentru o zi îmi umplu mașina, nu mai are loc nimeni, pentru că ai lansete, ai repied, ai nadă, nu mai zic de nadă, că tot așa că fac o paranteză acum, tot în Bulgaria am fost tot așa pe o baltă, cum este și asta, și oamenii aia cu o plută, cu o telescopică. Eu când am ajuns acolo cu 3 lansete de crap, cu 2 genți pline de momeală, m-a întrebat domnul ăla de acolo, mai unde mergeți? Ați fost la piață? Zic, nu, am venit să dau la pescuit. Păi și nu vă trebuie viermul? Zic, nu, domnule, mă lași să dau așa, bine, dacă nu, la revedere. Și am făcut spectacol. Ei dădeau la plută, nu prindeau nimic. În schimb, eu dădeam cu momeală de-a mea și îi spun că și la un moment dat... Aici intră la copitul știință. Da, da, la un moment dat a venit omul ăla, nu-i venea să creadă, domnule, eu chiar n-am știut că am pește ăștia la mine în lac. Era un lac dintre ăsta mai micuț, frumos, cu gâște, lebede și toate cele. Eu eram cu barza mea din Bulgaria și trăgea de niște crab dintre aia la 7-8 kg, de-aia am nebunit la feeder, i-am nebunit pe bulgari. Da. Deci e costisitor, nu ne spui niște sume. Spune-mi, hai să te iau altfel, pentru că ocolești răspunsul. Cam la cât timp schimbi mulinetele? La cât timp schimbi bețele? Spun sincer, am bețele și mulinetele de cel puțin 10 ani. Eu dacă am... Deci ai investit odată în ceva foarte bun, da, și ai rămas, da, cu ele. Și am rămas cu ele. Am rămas cu ele, sunt mândru de ce am. Am scos pești de la 19 kg în jos foarte mult și foarte puternici. Nu le schimb. În general sunt mai meticulos așa din punctul ăsta de vedere. În schimb... Ai grijă, le întreții? Dacă vreau să merg la... Da, da, tot timpul le întreții. Sau de senzorul, ne întrerupem, du-te, ajută-l pe Florin. Hai, da, hai, ajută-l. Hai! Așadar, acum montura pentru pop-up. Luăm din nou niște fluorocarbon. O să vă uitați un pic la mine și o să spuneți, hai Malin, că e simplu ce faci. De data asta nu e nevoie să tăiem foarte mult fir, o să vedeți și de ce. Undeva la 15-20 de centimetri sunt arhi suficienți. Luăm din nou un cârlig. Așa cum v-am spus, același cârlig pe care îl folosim și pentru rigul cu boilies de fund. Luăm firul, venim din spate în față. Și realizăm nodul fără nod, dar fără să mai facem bucla pentru firul de păr. Numai că ne lăsăm aici o rezervă de fir. O să vedeți imediat de ce este foarte importantă această rezervă de fir. Începem să matisăm pe cârlig. La fel, undeva la 12 matisări sunt arhi suficiente. Perfect. Și venim cu firul din spate în față, ca la nodul fără nod, așa cum se face el, singurul mod de a-l face. Bun. Începem să ne complicăm, pregătiți-vă. Acum. Avem nevoie de un astfel de accesoriu. Practic, este un anou care are și un șurubel pentru pop-up-uri. Ia. Ca un mix sfat, v-aș recomanda să le alegeți pe cele... Au fugit cârligele, au fugit toate. Mă pregăteam să împărtășesc un mix sfat și au zburat cârligele toate. Nu voia sfatul ăsta să iasă din casă trucul. Vă spuneam că recomand să folosiți un anou cu șurub metalic, pentru că am avut foarte multe momente când am pescuit cu varianta cu șurub de plastic, care este un pic mai gros. Plasticul nu poate să iasă atât de subțire pe cât este cel metalic. Și de foarte multe ori scoteam rigurile, uite, pul, ciod, depinde cu ce pescuiam, scoteam rigurile fără pop-up-uri și mai prindea line când ai momeală la cârlig.
nu prea funcționează. Chiar dacă multă lume spune că și crapul ăsta nu e atât de inteligent, ei bine, este suficient de inteligentă ca să nu păcălim cu creditul gol. Bun. Luăm anoul cu șurubel. Dacă vă aduceți aminte, lăsasem această rezervă de fir, acest moț. Introducem anoul pe această rezervă de fir și venim cu rezerva de fir din spate în față prin ochetul criligului. Practic este același procedeu pe care îl facem și la derig. Bate vântul, operațiunea va fi cumplită. Trebuie să ardem acest fir și în momentul în care îl ardem, să apăsăm cu vârful degetului pe fir pentru a crea un mic dop. De ce creăm acel mic dop pe fir? Pentru ca el să nu mai poată să treacă de ochet. Practic îl blocăm. O să mă dau un pic în dreapta ca să pot să păcălez vântul. Victoria, trebuie să intru în cort ca să pot să fac acest nod, dar l-am reușit și așa arată el acum. Luăm un pop-up. Îl tragem pe șurubel, înfiletăm practic șurubelul pe pop-up. Și luăm un vârtej. Înțeapă foarte bine cărligele, tocmai m-am înțepat cu el. Montura deja lucrează. De data aceasta nu vom realiza, vă spuneam mai devreme că la fluorocarbon trebuie să avem o buclă, dar acum nu este nevoie pentru că vom face noi o altă buclă. Tăiem surplusul de fir. Repunem pop-up-ul în poziție după ce am tras de el. Am înțeles. Ok, aceasta este prima parte a rigului. Practic, este un mic ciodrig pe care îl avem în acest moment. O să mai tai un pic din acest surplus de fir. Și acum, ce credeți că urmează să folosim? Fluorocarbon din nou. Luăm fluorocarbon. Taiem undeva la 30 de centimetri. Și realizăm nodul 8 în primă fază pe vârtejul nostru, dar o buclă mai mare să fie, un pic mai mare trebuie să fie. O să scot pop-up-ul pentru a-mi fi mai ușor și îl punem pe poziție după aceea. Nodul 8 este același pe care vi l-am arătat și la rigul trecut, cel pentru boilisul de fund cu fluorocarbon. Bun, am realizat într-un apoteotic final nodul 8. Tăiem surplusul de fir. Iar la acest capăt vom face din nou nodul 8 pentru un alt vârtej. Cazul în care credeți că am terminat, e bine, nu am terminat. Luăm pop-up, îl adăugăm înapoi pe șurubel.
Avem nevoie de niște paste de tungsten. Eu mai am foarte, foarte puțin aici. Dacă nu aveți pastă de tungsten, nu este absolut nicio problemă. Puteți folosi alică de plumb. Nu trebuie acum să fim mai catolici decât papa. Pasta de tungsten o adăugăm, după cum vedeți, la rigul nostru, chiar aici, pe nod. Și pentru a-l proteja și pentru a ne echilibra mai bine rigul, pentru că practic poziția în care vrem să stea este aceasta. După aceea mai avem nevoie încă de puțină pastă de tungsten, pe care eu unul prefer să o mai pun și pe această bucată de fir rămasă, două bucățele, una aici și una aici, pentru ca acest fir, dacă ar și vrea să stea drept, ar fi extraordinar, pentru ca acest fir să stea drept pe apă, să stea drept pe substrat, să nu am niciun fel de problemă și să nu se ridice în vreun fel. Și mai luăm puțină pastă și o adăugăm și mai sus. Așa va arăta rigul nostru pe substrat. Eu unul personal de-abia aștept să mai încerc și acest rig. Sunt un om, așa după cum ați observat de-a lungul anilor de emisiune, care îi place să testeze lucruri noi, să vadă, să tragă concluzii, uneori chiar să-și complice existența și un lucru total asumat, dar poate mai sunt câțiva oameni, la fel ca și mine, cărora le place să încerce, și atunci acesta este chiar un rig pentru noi. Până data viitoare, mincinoși, sper să prindeți pește mare și mult, așa cum am făcut și noi la Moara Vlăsiei, așa cum vom face și la Dinolei Cord de cât ori vom ajunge, pentru că încercăm, testăm, revenim cu concluzii pe care vi le prezentăm și vouă, ca împreună să facem un pescuit cât mai curat și cât mai bun. Fire întinsă să aveți!